Salutare, prieteni, bine m-am găsit la un nou episod din San Andreas Multiplayer. Astăzi cu un episod mai interesant, să spun eu, cariera mea pe YouTube și pe Bizone. Și pentru că cariera mea pe YouTube și pe Bizone întotdeauna a fost susținută de către un foarte bun prieten. Nu? Da. Și știți? Da. Și-l ghiciți care este acela. Bine ai venit, Robi. Salutare, lume, aici Robi de la Vlog. Bun, stăm cu Robi și el o să ne ajute în acest episod de astăzi, pentru că el știe foarte bine cum eram eu la început, pentru că doar el m-a adus pe Bizon. Bun, hai să trecem direct la acțiune. Eu pe fundal pe aici o să fac niște oante, nu știu, fac ceva pe aici, în timp ce noi o să vorbim. În primul rând, eu am început să mă joc pe Bizon pe data de iunie. Data nu mai țin minte. Oricum, cred că undeva pe 10, între 10 și 15 iunie 2015. Deci 10 iunie 2015. Deci de 2 ani și câteva luni. De 2 ani și 2 luni. Aproximativ 2 ani, 2 luni și 9 zile, da. Aproximativ. Robi m-a adus pe acest server. La început nu avea mare lucru. Știu că m-a apucat de filmat pe Bizone atunci când aveam nivel 20, cam așa. Și o să vă las acum pe ecran niște imagini cu primul meu episod filmat pe Bizone și primul meu episod pe Samp, unde eram în SFPD. Hai să ne uităm. Salutare, lume, și bine v-am găsit la un episod nou de data aceasta cu Samp. Și pe server, jucăm pe serverul rpg3.bizone.ro, IP-ul o să-l găsiți și în descriere. Sunt în facțiune, după cum puteți vedea, SFPD, rank 1, nivel 21, clan Wall. Și astăzi m-am decis să fac niște poliție pentru a vă arăta cum este în poliție pe acest server minunat. Bun. Acum vom merge. Bun. Acum vom merge să stăm cu radarul. Sper să vă placă această serie de Samp. Este nouă, după cum puteți vedea. Și nu uitați, like dacă doriți să... Ia uite-l. Like dacă doriți să mai pun episoade de Samp și subscribe dacă mă susțineți. Am primit multe plângeri că nu mai fac gaming. Yep. Și ok, fac am revenit. Robi, acum după ce ați văzut și voi imaginile, vă puteți forma o părere despre mine la început. Mulți nu mă cunosc de la început. Ați văzut cum mă comportam, calitatea și așa mai departe. Robi, cum se părea de mine la început și ca YouTuber, să zic așa, și ca jucător pe Bizone la nivelul 20 acolo? Păi, la început erai foarte nab, foarte nab. Știu că tu credeai că ăsta, Blista Compact, era cea mai bună mașină de pe server. Corect. Asta credeai tu. Dar asta până să-ți dau eu prima ta mașină, care a fost Moonbeam, nu? Da, sau Moonbeam. Hermes. Moonbeam, deci asta a fost prima mea mașină pe care mi-a dat-o Robi. Stai să clipă veh, Moon, nu știu cum să scriu băgam, așa, asta a fost. Moonbeam ăsta sărăcuțul. După care i-am dat un Hermes, iar tot credea că a ales cele mai bune mașini de pe server, dar nu era așa, ba din potrivă erau cele mai ieftine. Dar cu timpul a intrat într-o facțiune, evident a ieșit la rang 2, parcă ai luat un FV acolo, nu? În SF Taxi. Am luat chiar două, nu? Și al doilea mi-am pus demisia, deci și Robi când a venit cu tampa la mine, cu aceste culori, eu credeam, mamă, ce mașină de curse a luat, cât ai dat, frate, pe ea. Tamp atunci era 6K, frate. Și oricum, eram foarte nab la început, nu știam mai nimic. Robi m-a ajutat pe server. Da, eu l-am învățat primele comenzi. Dar noi n-am început chiar de pe Bizone, noi am jucat și pe alte servere. Adică l-am adus pe serverele alea ca să învețe tehnicile de bază, să zic așa. Și am văzut că a început să prindă puțin și după l-am adus pe Bizone, unde o avansat. Deci, la un moment dat l-am lăsat să văd dacă știe să se descurce singur și chiar se descurcă destul de bine. Okay. Au intrat în mai multe facțiuni după SF Taxi, din câte știu, au intrat din SF Taxi, au intrat în SFPD, nu? În SFPD a intrat. Da. În SFPD și acolo s-a descurcat, a învățat din greșelile pe care le-a făcut în SF Taxi și nu l-a mai repetat în SFPD. Și tot așa,
Din greșeli înveți. Corect. Și Așa au haideți. ajuns admin. Ok, Învățând. și mi-am făcut al doilea cont Sivradar JR, pentru că am vrut să intru în mai multe facțiuni. Mi-am făcut contul Sivradar JR atunci când eram în Hitman, atunci când eram în Hitman Agency. Hai să-i dăm și lui tipul ăsta hotting, dacă tot filmăm, să fim oameni buni astăzi. În Hitman Agency mi-am făcut contul Sivradar JR, care am intrat în News Reporters și unde acolo am dobândit primul meu rank 6 pe serverul RPG3. Eu avusesem un rank 6 pe RPG2 în SFSI. Hai să vedem acum și pe ecran poza cu SFSI, cu faction logo-ul meu de pe RPG2. Și am dobândit în News Reporters rank 6 în aprilie 2016, odată cu când era Duki lider, mi-a oferit rank 6 la o ședință, eu fiind promovat de la rank 5. Haideți să vedem imaginele de atunci, am fost foarte fericit când am primit sub lider, am țipat, țin minte, și hai să vedem imaginile. Sub lider! Imediat îți răspund game. Tu, 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 ia uitați aici, fraților. Liderul Duc te-a cumpărat rang 6. Și acum să vină aplauzele pe fundal și... Deci, fraților, sunt nou sublider al facțiunii News Reporters. Bă, tu taci, mă, nabule, așa. Sunt nou sublider al facțiunii News Reporters. Promit că voi ajuta facțiunea. Mă rog. Și... Bă, dacă... Nu știu dacă aici ar fi văzut, nu. Da, eu sunt sublider. Vi pe Skype, nab. Da, imediat. Acum filmez. 100 slash news. Toată gândesc. Fiu, bun, mamă. Chiar am avut emoții și acum am bun să... Bă, du-te, bă, de aici. Începând de atunci, după News Reporters, am tot continuat să iau rank 6 pentru că oamenii vedeau faptul că mi-am făcut treaba bine în News Reporters, deși am avut o ieșire din News Reporters cam urâtă. După am plecat în SSI, m-a invitat Coaps în SSI și mi-a spus că îmi dă rank 6 pe 1 septembrie a fost, nu? Da, pe 1 septembrie, exact, pe 1 septembrie. Mi-a dat rank 6, din câte țin eu minte, în SSI. Haideți să vedem și acest moment. Momentul l-am filmat a doua zi după ce am luat rank 6. Și să vedem cu ce reacție am avut atunci. Sub lider! Și pentru a doua oară când strig sub lider, bun, stop anim. Am început să filmez. Bun. Da, băi, s-au întâmplat multe chestii în astea două săptămâni cât timp nu am filmat. Trebuie să-mi iau Wayfarer-ul meu. Și bine v-am găsit la un nou episod de San Andreas Multiplayer. Vedeți stuff, chestii pe aici. Da, după cum ați observat, am luat admin, cei mai mulți dintre voi știu că am luat admin. Și da, băi, putem filma, dar nu pot folosi unele comenzi atunci când filmez, pentru că nu pot să vi le arăt din motive confidențiale ale staff-ului Bizon. Dar în rest putem face contracte ca înainte, ne putem distra ca înainte, ceea ce este bine. Din când în când vom mai pune pauze în videoclipul sau cenzuri, deoarece vor apărea mesaje confidențiale pe chat și normal că nu puteți să le vedeți voi. Așa că zic, hai să trecem la episod, să facem contract, confidential messages, bun, și avem așa. Odată Pac. ce am luat helperul atunci, a trebuit să-mi pun demisia pe conturile secundare, să mă acces pe contul SwiftRadar HD. Și după ce m-am axat pe contul SwiftRadar HD, am luat rank 4, 5 și 6 în Hitman Agency în sfârșit. Rank 6 în Hitman Agency, mi-am dorit foarte mult acest lucru. Hai, poate dăm și un ban aici.
Recon 95 și după ce am ieșit din Hitman Agency au continuat să curgă sub lider National Guard, după sub lider NL Staxi și după sub lider acum în LSPD. Pot spune că am evoluat, cel puțin eu sunt mulțumit de evoluția mea. Robi, ce părere ai avut de mine la început? Credeai că o să ajung vreodată admin pe server? Nu, ba de poate te-am subestimat. Și poți să mai spui mai multe lucruri despre mine la început, cum eram, cum visam eu la admin și la chestii. Păi tu cum te-ai apucat de server, cum îți doreai să fii admin? Și eu spuneam că nu prea ai cum, ai avea și multe sancțiuni la un moment dat. Și atunci chiar credeam că n-ai să mai ai niciodată admin. Dar uite, ai luat admin până la urmă. Și când sunt admin am luat sancțiuni. Ia uitați prieteni aici ce e în keylogul meu. 36 de kick-uri. Mâncați, aș vrea să fac 100. Mă rog. Bun. Ok, și acum, odată ce am luat adminul, lucrurile s-au schimbat radical, v-am spus, am colindat facțiunile, să zic, așa, și m-am axat pe admin. Am fost promovat la admin 2 pe 10 aprilie 2017, normal că 2017, și de atunci sunt admin 2 și presupun că o să iau imediat admin 3, cel puțin atâta, așa sper eu. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi, cât în YouTube, stai că n-am terminat, băi, am uitat să spun de YouTube. Cât de YouTube, la început, habar n-aveam ce la YouTube, deci nu știam, eu făceam YouTube doar de distracție, mă gândeam să împărtășesc cu lumea ceea ce fac eu pe server și să distrez lumea, mie asta îmi place, să bucur lumea și în viața reală. Spun glume, sunt o persoană veselă, îmi place să bucur lumea și omul să simtă bine lângă mine. Am filmat cu calculatorul vechi, cu prăfălia aia, un an și 10 luni, cam așa, un an și 9-10 luni în jur de această perioadă și după mi-am cumpărat acest calculator nou și calitatea s-a îmbunătățit drastic, vedeți și voi acum și de când am luat acest calculator și canalul a început să crească și singurul care m-a încurajat la YouTube a fost Robi la început, când mulți ziceau băi lasă-te, 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 la început aveam 30 de vizionări pe videoclip și deși nu mă lăsam, perseveram continuu pentru că visam că într-o bună zi o să am mulți vizionatori care să uite videoclipurile mele, să le aprecieze la tare și să le aprecieze așa cum le apreciez și eu, pentru că eu la vremea respectivă, când mă uitam la videoclipul meu, chiar îl apreciam, eram mândru de munca pe care o făceam eu. Și când am văzut că și alții încep să mă aprecieze videoclipurile, nu pot să fiu decât bucuros și să postez în continuare pentru oamenii care mă apreciază. Ulterior au început să apară și haterii când ne-am dezvoltat mai mult pe YouTube. Eu pe mine nu mă interesează haterii, n-am nicio treabă cu ei. Haterilor le dau block și pur și simplu gata, pentru că ei nu vor decât să vină pe canal să te oprească pe tine din a posta videoclipuri, pentru simplu motiv că le este invidie, că le sunt invidioși, au invidie mare pe tine, dar nu înțeleg acest lucru. Adică gen de ce ai invidie pe mine când mai sunt 11.000 de YouTuberi cu sute de mii de abonați. Damn it. Bun. Sper că v-a plăcut acest episod de astăzi. Dacă aveți întrebări legate de cariera mea pe Bizon sau pe YouTube, vreau să-mi lăsați în comentarii. Robi, mulțumesc că ai fost prezent cu mine, dar înainte să încheiem episodul, aș dori să-ți aud părerea ta despre calitatea videoclipurilor mele pe YouTube, evoluția lor. Crezi că am evoluat? Da? Nu? A evoluat, s-a schimbat vocea radical în primele videoclipuri, nu știu, aveai vocea aia de copil, cum o am eu acum, Stai ceva de puțin, stai genul. puțin să-ți mi vocea. Swift! Swift! Swift, trebuie să filmăm! Swift! Ceva de genul ăsta, băi. Scuzați-mă dacă vă Da. spart urechile. La început aveai și un calculator praf rău de tot și credeam că te vei lăsa, că ai să te enervezi, ai editat, dar am văzut că nu te-ai lăsat și, bă, din potrivă, ai evoluat chiar și cu o râșniță de calculator. Și, na, asta spune multe, că poți avea și un calculator de 100 de lei, dacă muncești pe el, poți ajunge oriunde vrei. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase. Noi rămânem aici și să ne distrăm și pe voi vă lăsăm și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like, să zăpăciți acel buton minunat de like, degețelul acela în sus, să evitați degețelul în jos și bineînțeles să dați share dacă doriți ca videoclipul meu să fie împărtășit și cu prietenii voștri și subscribe dacă nu ați făcut-o până acum. Robică? Pa!